cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața! O nouă emisiune, cafeaua de dimineață, știri din Neamț, mesagerul din Neamț. Este joi, deci a apărut mesagerul, este joi și astăzi nu este în emisie și în studio Liviu Harbuz, pentru că am stabilit de la începutul săptămânii că până lunea viitoare nu vom face niciun fel de emisiune care să aibă legătură cu campania electorală și încercăm să ne ținem de cuvânt. Dar este joi, a apărut mesagerul de Neamț și spunem noi că este un număr important. Pentru noi cel puțin a fost important, pentru că am încercat într-un ziar de 20 de pagini, cea mai mare parte a lor fiind dedicată spitalului, să arătăm un lucru, că tragedia de la Piatra Neamț nu este una care s-a produs pe un fond întâmplător. Pentru că la Piatra Neamț ce s-a întâmplat are legătură cu lucruri care vin din trecut, lucruri care țin de, hai să spunem, să nu greșim foarte tare, țin de faptul că autoritatea locală, de când a preluat spitalul în 2010, dacă nu mă înșel, a lucrat aici numai cu improvizații. Și mă refer aici la improvizații pe partea de investiții, la improvizații pe partea de management. Tot timpul au fost aduși manageri care au trebuit să corespundă din punct de vedere politic, oameni care să spună da atunci când șeful vrea. Și lucrurile n-au stat, foarte puține excepții, n-am avut manageri cu personalitate din acest punct de vedere, că ei erau oameni foarte buni profesional, că ei știau să-și facă treaba profesional, dar în momentul în care erau de luat decizii de alt tip, nu aveam oameni care să știe să spună nu factorului politic. Și de aceea, vedeți, deschiderea ziarului Spitalul Improvizațiilor Criminale nu se referă doar la improvizațiile din ATI. Acum, față de planul pe care l-am prezentat noi aici, cu ipotezele pentru tragedia din ATI, cu ce vine din trecut ca să arate că în spital a fost un rai al afacerilor, care avea în primul rând scopul de a face bani și de a crea avantaje unora, nu de a fi pentru binele bolnavilor, pentru că binele bolnavilor era trecut întotdeauna undeva separat în spate, deși el era clamat de toată lumea. Toți spun, când ajung la putere, vom da o atenție deosebită sănătății și învățământului. Noi, din păcate, nu înțelegem că pentru sănătatea noastră și pentru nu ne învățăm minte că pentru sănătatea noastră trebuie să fim atenți cum votăm și nu înțelegem, din păcate, că pentru sănătatea noastră trebuie să fim atenți ce fac acești oameni după ce ajung la putere și să-i sancționăm fără niciun fel de jenă atunci când greșesc. Asta e. Ce vedeți în mesagerul? Sunt selecții din materiale scrise în ultimii 10 ani. Noi am scris de foarte multe ori despre spital, am prezentat anchete, am prezentat documente care arătau același lucru. În spital se lucrează pe bază de improvizații, se lucrează pe bază de hirup. Acesta este adevărul care doare, dar mai există
un adevăr, care probabil și acesta doare foarte tare. Și el ține de modul în care se iau decizii la București, fără să se cunoască realitatea din teren. Pe lângă toate aceste cauze, pe lângă neglijența criminală care a existat în anumite domenii, tragedia de la Piatra Neamț are și o altă cauză pe care trebuie obligatoriu să o reținem. Faptul că la minister s-a dat un ordin, de fapt, domnul Arafat, prin acel, cum se cheamă, de situații de urgență, a dat un ordin care a spus într-o oră orice bolnav COVID trebuie să fie preluat de la ambulanță și să ajungă în UPU, spital, a creat o presiune foarte mare pe spitalele COVID. Și ordinul s-a dat fără ca să vină și niște reguli și regulamente care să le permită celor din spitale să mărească capacitatea din ATI-uri. De aceea, în toate spitalele din țară, nu numai la Piatra Neamț, s-au căutat soluții rapide pentru mărirea capacității din ATI. Mai că aici lucrurile stau un pic, trebuie judecate un pic altfel. Dacă tu știi că nu ai capacitate să mărești ATI-ul, o spui. Dacă știi că nu ai infrastructură ca să mărești ATI-ul, o spui. Ieși, dai cu pumnul în masă și spui, nu avem cum. Aici este o problemă. Dar între a încerca să salvezi vieți și a te conforma unor reguli de multe ori stupide, probabil că toată lumea a încercat să salveze vieți. Dar, strict, pe lege, legea a fost, hai să spunem, nu încălcată, ocolită. Ei bine, de când a început toată tragedia aceasta, avem o problemă mare de tot. O problemă care ține de războiul pe imaginea unei tragedii. Avem un adevărat război pe această tragedie. Și războiul acesta, normal fiind și campanie electorală, încearcă toți să-l ducă înspre zona campaniei cu acuze dintr-o parte și alta eșichierului politic. Din când în când în războiul ăsta mai apare și câte o instituție publică, gen DSP, care încearcă să-și apere imaginea atâta câtă mai este ea. Să nu uităm nici de DSP-ul și vă promitem că vom scrie lucruri despre cum funcționau și funcționează DSP-urile înainte de pandemie și după. Pentru că multe din relele sistemului vin și dintr-o administrare proastă la acest nivel a problemelor. Dar să revenim. Spuneam de război. Războiul a început imediat după ce, e impropriu să spui, nici măcar nu se răciseră morții din tragedie. Toată lumea s-a repezit, toată lumea a început să discute, domne, ăla e vinovat. De obicei, cea mai bună apărare este atacul, lucru pe care Ionel Arsene l-a făcut imediat, pentru că, nu-i așa, spitalul este în curtea Consiliului Județean și Consiliul Județean este în curtea domnului Arsene. Și atunci a spus, domne, problema este că eram foarte aglomerați, că nu mergea spitalul de la Lețcani, deși noi l-am cumpărat. Bine, cum a fost cumpărat este o altă poveste. Și mai ales nu cum a fost cumpărat, ci ce anume s-a cumpărat și cum, de ce, dacă e cumpărat și e atât de bun, nu poate funcționa la capacitate. De aici o altă poveste. Dar
Domnul Arsene are o, să vă spun eu, are o poziție care a inflamat tot PNL-ul și pe toți cei care răspund de sistemul de sănătate. Într-un interviu, cred că la Digi, dacă nu mă înșel, el a spus cam așa. Consiliul Județean doar finanțează spitalul, pentru că partea de coordonare o face Ministerul Sănătății prin DSP. Deci noi suntem doar cu banii. Adică usturoiul îl mai folosim la mușdei, la o friptură, la cel mai folosim, îl luăm și ca medicament împotriva COVID, dar gura nu ne miroase pentru că nici banii n-au miros. Deci domnul Arsene spune așa, noi dăm doar banii și în rest e treaba DSP-ului. Un lucru care, trebuie să o spunem cu toată responsabilitatea, este profund neadevărat. Pentru că, să nu uităm, tot ce se întâmplă la spital se întâmplă ori cu voia Consiliului Județean, ori cu voia oamenilor trimiși de Consiliul Județean acolo, care sunt oameni din anturajul președintelui, care au majoritatea în Consiliul de Administrație al Spitalului și aici trebuie să fac o precizare. Ieri spuneam că majoritatea poate fi 4-3 și n-ar exista majoritatea oamenilor lui Arsene. Nu este adevărat, îmi cer scuze. Am înțeles că reprezentanții organizațiilor profesionale din Consiliul Județean nu au drept de vot. Adică ei asistă și cam atât. Asta nu înseamnă că nu pot ieși în public să spună, domne, s-au luat decizii greșite. Da, este o altă poveste aici, care ține de asumare, de alte lucruri. Deci, nu poate să spună nimeni, Consiliul Județean dar dă banii și nu are treabă la spital. Managerii au fost numiți de Consiliul Județean, Consiliul de Administrație este la mâna Consiliului Județean, deci Consiliul Județean are treabă. Evident, evident că imediat au început reacțiile politice, nepolitice, dar una din reacțiile politice a apărut ieri seară deputatul Eugen Țapu Nazare, a trimis un comunicat, dar în comunicat există un document care arată că un ministru al sănătății, avem și noi documentul, cred că îl putem vedea, un ministru al sănătății PSD, doamna Sorina Pintea, răspundea unei interpelări parlamentare și spunea acolo undeva că referitor la interpelarea dumneavoastră privind situația datoriilor, așa, în cazul Spitalului Județean de Urgență Neamț, ansamblu de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății a fost transferat în anul 2010 administrației publice locale. Deci, chestiunea aceea că noi dăm banii și restul nu avem treabă, nu stă în picioare, o spune chiar un secretar de stat, Dan Dumitrescu, de la Ministerul Sănătății, îmi cer scuze, nu doamna Sorina Pintea. Da, asta este o emisiune în direct, așa că mai facem și noi mici inadvertențe, dar pe fond răspunsul este acesta. Spitalul este al administrației publice locale. DSP-ul, simțindu-se amenințat de această zicerea domnului Arsene, a trimis și el un comunicat. Un comunicat pe care trebuie să-l citești cu legea în mână, pe care trebuie să-l citești cu lupa, dar care, în principiu, spune cam așa. Consiliul Județean are următoarele atribuții. Deci spune care sunt atribuțiile Consiliului Județean la spital. Asigură managementul asistenței medicale cu structuri, prin structuri cu atribuții specifice. Controlul modului de utilizare de către spitale a fondurilor alocate. Aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea și, mă rog, astea conform cu avizul Ministerului Sănătății Publice prin Direcția de Sănătate Publică.
Și conchid dâns și singura autoritate competentă este Consiliul Județean prin semnătura președintelui care numește în funcție managerul. După aceea ni se spune ce face DSP-ul. El vizează și verifică și vizează conformarea la prevederile legale la solicitarea unității sanitare. În cazuri precum modificări ale structurii unității. Și ne explică dânsii ce înseamnă modificarea structurii. Mutarea de patru de la o secție la alta, ce s-a întâmplat în cazul acesta, modificarea numărului de patru dintr-o secție, a circuitelor funcționale, a schemei de organizare și funcționare a unei secții. Aceste schimbări sunt decise de conducerea spitalului și înaintate de către managerul spitalului spre avizare sanitară către Direcția de Sănătate Publică, care nu intervine în procesul intern de configurare a modificărilor sau înluarea deciziei finale prin reorganizarea structurii unității. Și asta înseamnă că, să vă dați seama, s-au mutat paturile fără avizul DSP-ului, deci este ilegal. Trebuie să recunoaștem că acest comunicat a fost făcut de un jurist care avea probabil ideea clară, hai domnule să avem grijă să ieșim bine noi cei de la DSP. Pe fond au dreptate. V-am spus, decizia este la Consiliul Județean și la managerii spitalelor când se iau asemenea decizii de schimbare. Dar, există un dar. Direcția de Sănătate Publică nu intervine în procesul intern de configurare a modificărilor sau înluarea deciziilor, dar în cazul stării de alertă, a urgență, cum a fost înainte, toate lucrurile care se întâmplă în spital se întâmplă pe baza unor circuite aprobate de către un epidemiolog care, din câte știm noi, are treabă și cu Direcția de Sănătate Publică. Acum, revenind la subiectul respectiv, cine are dreptate în privința asta, ce Consiliul Județean doar dă bani și se spală pe mâini, sau, mă rog, se spală pe mâini, așa, ca în pandemie, sau DSP-urile coordonează. Toate lucrurile astea erau mult mai simplu de rezolvat, toată această dispută, dacă DSP-ul spunea simplu așa. Domnilor de la Consiliul Județean, vă mai aduceți aminte când, mă rog, a fost numit pe bază de competențe domnul Marius Ghinez, director la spital? A ieșit un întreg scandal, cel pompele funebre, ca să aduceți aminte. A ieșit un întreg scandal național, s-a făcut mișto, a fost chiar și o interpelare în Parlament pe chestiunea asta și PSD-ul a intervenit pe linie parlamentară și a luat prerogativa ca în stare de alertă, dacă nu mă înșel, nu știu dacă și în stare de urgență, ministerul să poată numi manageri în spitalele administrate de autoritatea publică locală. Și imediat a doua zi, domnul Arsene, care spune că nu are treabă cu spitalul, a numit un alt manager, pe domnul doctor Veza. Deci, era simplu, nu trebuiau toate lucrurile acestea, de fapt lucrurile care le-ați transmis prin comunicat sunt doar pentru a arăta că s-au făcut acele modificări fără să fiți avizați în scris. Dacă ați fost avizați oral și nu ați trimis o adresă scrisă către băieți, nu modificați nimic fără să ne avizați în scris, e o problemă. Acum, să trecem la un alt subiect sensibil, un subiect care ține de solidaritatea oamenilor în această pandemie. Țineți minte, în perioada stării de urgență, s-au constituit tot felul de grupuri care au ajutat spitalul. Am avut la Piatra Neamț grupul acela Convivid, care s-au adunat, au făcut tot ce au putut de ei, ce a ținut de ei ca să ajute.
s-au cumpărat acele PCR-uri. La Piatra Neamț, prin banii Consiliului Județean, la Roman, dintr-o donație a unui grup de oameni de afaceri. Zilele trecute a detonat așa în spațiu public un scandal că un om de afaceri care a donat un aparat PCR spitalului ar fi fost chemat la audier la poliție pentru a explica de unde a avut el banii să doneze așa ceva. Sursa era o declarație a prefectului într-o emisiune televizată. Numai că asemenea lucruri, asemenea declarații trebuie luate, cum să vă spun eu, în sensul lor, pentru că acolo nu s-a spus despre audieri, ci despre chemare la poliție. Și imediat, din altă zonă, bine, scandalul a escaladat pe Facebook, domne, nu se poate așa ceva, este o problemă, cum să fie chemat un om să dea cu subsemnatul pentru că a ajutat spitalul. Și într-adevăr așa este, cum poți să chemi un om să dea cu subsemnatul dacă el a ajutat spitalul într-o perioadă critică. Numai că, bine, pe partea cealaltă a izbucnit imediat sau a venit contrareacția, nu a existat nicio audiere a unui om în legătură cu spital, cu acea chestie de la Roman, computerul acela PCR de la Roman. Adevărul, ca de obicei, este la mijloc. Nu a fost audiat vreun om ca să dea explicații de ce, de unde a avut bani ca să cumpere aparatul. În schimb, există o audiere, un dosar care se referă la achiziționarea unui computer din acesta PCR, dar nu e vorba de cel de la Roman. E vorba de altul. Și nu e vorba nici de cel de la Târgu Neamț, cred, deocamdată. Este vorba despre computerul tomograf de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. A fost vreun om de afaceri chemat la poliție în legătură cu achiziția unui computer tomograf, PCR? Da, au fost. Au fost chemați să explice de ce, de unde aveau banii? Nu. Au fost chemați să explice de unde au achiziționat și să arate actele, cel mai probabil pentru că se urmărea să se facă o comparație. Dar la noi lucrurile sunt, procedurile sunt de multe ori cretine. Adică cineva primește acasă o hârtie, vă veți prezenta la sediu împreună cu documentele cu tare, cu tare, fără să îi se explice care este rolul său în această anchetă. Și cam așa s-a întâmplat și în acest caz. Numai că, probabil, nu ai cum să te simți foarte bine după ce ai încercat să ajuți, după ce ai ajutat nu numai cu acel computer PCR, aparat, ce-o fi el, de făcut teste, ci și cu multe alte lucruri, să fii chemat la poliție, să nu știi despre ce este vorba, să ți se ceară documente. Probabil că de aici sentimentul de frustrare și absolut normal acest sentiment. Dar de aici până la escaladarea lucrurilor în felul acesta, cu folosirea unor jumătăți de adevăr întotdeauna și cu trimitere la războaie între grupări, este cale lungă și din păcate în mod sigur vom mai asista la asemenea lucruri în perioada următoare. De aceea, poate ar fi bine ca toți acești băieți să o lase mai moale cu acuzele, să continue cât mai repede ancheta, să aflăm cine sunt vinovații punctual pentru ziua respectivă și după aceea, dacă există dorință,
să se caute vinovații adevărați pentru situația de la Piatra Neamț și probabil că în aceeași situație sunt și multe alte spitale din țară. Iar cei care coordonează în momentul acesta pandemia să învețe și ei ceva. Nu poți să dai un ordin fără să creezi și condițiile ca el să fie respectat. Este ușor să spui măriți capacitatea ATI într-un spital ca Piatra Neamțu, care are secția ATI într-o clădire construită în 1935, cu instalațiile care sunt și după aceea să lași totul la mâna, dacă vreți, a Consiliului Județean al lui Ionel Arsene și a managementului spitalului. Nu se poate așa ceva. Deci, haideți să ne adunăm, fiecare să-și vadă propria responsabilitate și să trecem mai departe, pentru că altfel vor apărea alte și alte nenorociri și să știți că ele de multe ori se întâmplă și acum, fără să le vedem, pentru că spitalul din Piatra Neamț era principalul spital al județului, iar pacienții cu alte boli au de suferit enorm, mai ales că spitalul de la Roman trece dintr-un focar în altul și mai vorbim despre ce comunicare este acolo pentru opinia publică, deficitară, proastă, idiotă este comunicarea acolo și lucrurile merg tot așa, mor oameni cu alte boli și nimeni nu se gândește cum să facă ca lucrurile să meargă mai bine. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Nu uitați, a apărut Mesagerul cu aproape 10 pagini dedicate acestei tragedii de la Piatra Neamț și cauzelor profunde care au dus la apariția ei. Cele bune! Să ne vedem sănătoși mâine dimineață!